Bună dimineața și bun găsit la Estetica Premium! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre tinerețe fără bătrânețe și cum o obținem. Iar pentru asta nu am consultat manuale și tratate, pentru că, din păcate, încă nu există o rețetă universal acceptată. Le-am aruncat însă mănușa vedetelor, femei frumoase, împlinite personal și profesional, femei tinere și nu neapărat în buletin. Frumusețea nu înseamnă numai un machiaj, așa cum eu credeam la 20 de ani. La 30 deja știam că o cremă bună contează. La 40 învățasem că alimentația corectă și sportul și odihna contează. La mai târziu, să spunem, am învățat că contează foarte mult starea sufletească și liniștea și echilibrul sufletesc. Poate părea foarte, foarte, foarte dificil, dar de fapt când îți intră într-o rutină a face sport, cel puțin o oră pe zi, și având un regim echilibrat de a mânca, este ceea ce mă ajută foarte mult. Sunt perioade în care programul meu este mai lejer și atunci pot să merg la sală, sau perioade în care programul meu nu îmi permite foarte mult acest lucru și atunci mă mulțumesc când face câteva serii de exerciții care știu că funcționează, pentru că vorbeai despre abdomen. Mie îmi sunt foarte dragi abdomenele, știu că ăsta e un tip de exercițiu pe care majoritatea oamenilor care merg la sală îl detestă. Pentru mine mișcarea cu acest cățel prin parc cu Kangoo Jamshi este probabil mai importantă, pentru că e în aer liber și dacă am timp și ies de mai multe ori pe săptămână, lucrul ăsta se vede pe ten, se vede pe un somn mai bun după aia, generează o minte mai bună și așa mai departe. Sănătatea vine din interior, din suflet și din minte. Și mintea este foarte importantă, pentru că uneori mintea este dușmanul sufletului. Eu consider că sufletul este foarte curat și foarte înțelept, însă uneori mintea este dușmanul sufletului nostru și atunci trebuie să ne programăm, să ne autoprogramăm în fiecare zi, chiar și în zilele proaste, chiar și în zilele în care nu arătăm bine, să ne spunem lucruri frumoase despre noi. Eu sunt o persoană optimistă și mă bucur de orice. Mă bucur de absolut orice și mă bucur că în fiecare dimineață Dumnezeu mă trezește și pot auzi păsărelele și pot vedea cerul. De 4 ani de zile m-am mutat undeva la țară. Cred că asta m-a schimbat foarte tare. Sunt foarte fericită, sunt foarte liniștită. Așa cum îți lucrezi la sală, de exemplu, un mușchi, așa e și creierul, un mușchi. O carte este aparatul de sală al creierului. O piesă de teatru, un film. Pentru mine de asta aș recomanda. Pentru spirit, dezvoltarea personală, înțelegerea oamenilor din jur și a tot ce e în jurul nostru. Înțelegere, toleranță, iubire. La 20 de ani nu știam mare lucru. Și mi se părea că doar machiajul este singurul produs pe care trebuie să mi-l aplic pe față și chiar nici nu mai țin minte. Dacă găseam ceva pe vremea, mi-aduc aminte doar laptele Doina de machiere și cam atât. Apoi, pe la 30, spuneam, am început să folosesc serurile înainte de crema de hidratare. Totdeauna serul se dă între toner și crema de hidratare. De la 40, să zicem că am început să folosesc produsele anti-age. Mă duc la cosmetică în fiecare lună de o viață, de la 25 de ani. Fac masaj de 3 ori pe săptămână de o viață și cam atât, că altele mai multe n-am făcut. Secretul frumuseții, în general, este fericirea. Nu că ar trebui să căutăm cu orice preț fericirea, pentru că viața aceasta nu e construită în așa fel încât să putem fi fericiți în fiecare zi. Însă, trebuie să încercăm să fim, dacă nu fericiți, împăcați cu noi înșine. Trebuie să recunoaștem că nu pare deloc complicat. Până la urmă, secretul tinereții veșnice stă în fiecare dintre noi. Așa este. Tot ce trebuie să faceți este să zâmbiți. Pe curând!